pentru RAC, cunoașterea aprofundată, călătoriile, pot să aducă de asemenea să vină la pachet și cu experiențe spirituale, cu experiențe mistice, cu stări de confuzie, cu emoții contradictorii, posibilitatea de a fi mai ușor atinși de lucruri amăgitoare. În 20 februarie, luna nouă, luna 9 din pești, conjuncția acesteia cu soarele, faptul că există posibilitatea de a începe ceva nou, ceva poate misterios, e un moment favorabil pentru a fixa obiceiuri, pentru a... dar în același timp apare și o tendință de a refuza schimbarea. Există riscul să nu observați amănuntele, să nu observați obstacolele, să fiți confuzi. În relații apare tendința de dobinare, se pot lua decizii, schimbările, transformările în relațiile prietenii și protectorii pot să vă aducă pe calea unor idei progresiste, mai aventuriere, decizii, gesturi, poate fi mai ușor, mai imprevizibile, mai nonconformiste. În această perioadă se pot lua decizii un pic mai atipice și. În zona relațiilor există riscul mai mare de rivalitate. Acțiunile secrete pot să vă fixeze pe direcția unor idei, a unor lucruri, a unui, unei căi de acțiune într-un anume domeniu de viață. Sunt acțiuni creative, critice. relații se imprimă un ritm mai degrabă de colaborare, poate să apară și relația de concurență în carieră apare neliniștea, apar încurcăturile, apare în relații posibilitatea de a fi poate unor nefericiți. Există riscuri de impulsivitate mai mari în această perioadă, iar în 22 februarie, în planul carierei, se arată dorința de autoafirmare, mai multă impulsivitate, posibilitatea de a lua decizii, tendința este de a consuma mai multă energie, de a vă implica în mai multă acțiune, iar în 23 februarie, schimbările secrete pot să vă influențeze cariera, pot să vă aducă energie, generozitate, împărțirea câștigului cu ceilalți, credere, propriile forțe, hotărâre, vă bazați pe sănătate, pe creativitate, posibilitatea unor câștiguri materiale. 24 februarie, vorbim de schimbările din carieră, vorbim de faptul că acestea pot să vă aducă în relații persoane influente, pot să vă influențeze și sentimentele, în sensul de a fi sentimente stabile, creative, relații de colaborare, dar mai reci ceva. În relațiile prieteni și protectori există puterea de a arăta înțelepciune, de a vă folosi intuiția, relațiile pot să aibă ceva secrete, pot să aibă lucruri care nu dau constanță, nu dau aceeași constanță relațiilor. Iar 26 februarie vorbim de relații care pot să aibă chiar frustrări pe carieră, pe chestiuni de instabilitate, de schimbare, nesiguranță, modul cum se iau deciziile. Relații ceva mai instabile, iar în, sunt posibile secrete care pot favoriza schimbările, comunicarea, călătoriile și poate să apară și mai ușor oboseala. Riscurile de probleme de sănătate mici pot să apară și ele către sfârșitul perioadei. 27 februarie, frustrările pot să fie bazate mai mult pe carieră, pe stări de nervozitate, stări de acumula, tendința de a acumula resurse, crește, dar există și riscul de pierdere mare în această perioadă. Relațiile pot să aibă manifestări mai degrabă de manifestări de concurență în carieră să preferă frumosul, luxul, poate că apare știința de a cheltui mai mult, apare sensibilitate, apare emoțiile, relațiile pot fi mai de, cele mai bine aspectate sub cele pasionale, crește dorința de relații noi, crește dorința de călătorii, se poate obține succesul prin, prin un spirit mai creativ în această perioadă, iar relațiile cele mai probabile sunt cele plăcute, dar totuși și autoritare pe de altă parte.